40 de zile este romanul lansat ieri la Giurgiu de către publicista Chris Simion. A noua carte din cariera tinerii scriitoare, de profesie regizor. Întâlnirea cu Giurgiu Veni a fost una informală, orașul nostru fiind una dintre cele 40 de localități din România, unde editura a hotărât să lanseze cartea. Intitulat de către editura 3 ca fiind un roman bazm, volumul 40 de zile este o adâncă metaforă despre viață, credință și iubire, pe care tânăra autoare a pus-o în fața publicului din toată țara cu mult curaj, dar și cu maximă sinceritate. Deși este de meserie regizor, Chris Simion a publicat primul volum la 14 ani, iar cel lansat la Giurgiu a fost al 9-lea. Avem în față un autor cunoscut, o carte fermecătoare, o numește roman bazm, dar cred că e mai mult decât atât. Am și eu emoțiile mele în momentul în care o personalitate de asemenea marcă ne face onoarea să ne viziteze și aș dori să vă prezint și să o lăsăm să ne spună la început povestea acestei cărți. Întâlnirea cu publicul giurgiuvean a fost una informală, la care au participat îndeosebi foarte mulți tineri. Cei din sală au pus întrebări și au primit răspunsuri, în încercarea ca totul să se transforme într-o discuție liberă. Nu știu dacă aș citi 40 de zile. Este cea de-a noua carte a mea. Este o proză, un roman. Editura a numit-o roman bazm. Și nu e departe de adevăr, pentru că toate cele 9 cărți pe care le-am scris au pornit de la o experiență reală, o experiență pe care am trăit-o pe cont propriu și pentru că mi-a plăcut întotdeauna exercițiul imaginarului, m-am dus, plecând de la experiența trăită, m-am dus în fantastic. Și așa am reușit să îmbin cele două planuri, realitatea cu fantasma, și cele 9 cărți ale mele conțin această latură de proză lirică, proză simbol, sau cum a numit-o Teodora de la Editura 3, roman bazm. Pe scurt, este o poveste de dragoste, dar nu e o poveste de dragoste atipică. Din fericire, este o poveste de dragoste pe care, la un moment dat, toți o traversăm, că vrem sau că nu vrem. Este povestea dintre Floarea Soarelui și Zmeul Albastru. În stânga mea există o pictură pe care mi-a făcut-o prietena mea, Elisabeta Sultan, este pictoriță, și e romanul pe scurt. Respectiv cele 3 personaje principale, Floarea Soarelui, Zmeul Albastru și Undița. Povestea de dragoste care apare în 40 de zile este de fapt un cârlig pentru a putea să scriu acest roman. Experiența reală care m-a determinat să pornesc la drum în această călătorie este canonul pe care l-am primit de la duhovnicul meu, un canon care a ținut 40 de zile și care a fost, practic, sursa de inspirație pentru această proză. Pentru că n-am vrut să agresez pe nimeni nici cu un lexic teologic, nici cu credința mea personală, am încercat să evit cât de mult am putut un vocabular dogmatic și am încercat să extind o experiență pe care am trăit-o, să o extind la nivel de fantasmă, de imaginație și să încerc să o dezvolt atât de profund și atât de simplu, încât să se regăsească în cât mai multe suflete. Povestea e simplă. E despre oamenii care folosesc minciuna, cărora le este la îndemână minciuna, în loc să folosească adevărul. Și eu o să mă susțin cu un text pe care l-am scris în momentul în care editura mi-a solicitat un text pentru copertă. Am scris câteva rânduri și o să vi le citesc pentru că nu o să mai fie nevoie să vă povestesc cartea sau să vă dau detalii. Au fost odată ca niciodată un zmeu albastru și o floare a soarelui. Într-o zi, zmeul i-a dat florii un băț și o ață ca un fel de undiță și a spus: ai încredere că atâta timp cât stau lângă tine, bățul e prins de cer și nu se poate desprinde. Floarea soarelui s-a agățat de funia bățului, a urcat pe inimă, a închis ochii și a început să se legene. Fiecare bătaie a inimii ținea locul unei cărămizi. Așa își construiau lumea. După câteva veacuri, Floarea Soarelui a atins din greșeală cerul.
s-a speriat atât de tare de fericire, încât a deschis ochii. Era singură. Smeul albastru nu mai era. A fost exact cât să cadă din cer, să se izbească de pământ și, într-o secundă, să se facă țăndări. Când smeul s-a întors, a fost prea târziu. Fiecare mângâiere pe care i-o broda pe suflet năștea o lacrimă. Și fiecare lacrimă făcea să crească în locul ei un cactus. Povestea oamenilor cactuși este povestea celor care au îndemânarea să se mintă. Așa am simțit și așa am văzut eu oamenii care mint și care se mint, că având pe suflet cactuși, și povestea începe de la nevoia de a accepta și de a-ți asuma starea de minciună, starea de urât, de la nevoia de a o traversa ca să ajungi în opusul ei, să ajungi în frumos, să ajungi în curățenie, să ajungi în adevăr. Una dintre temele majore din carte este că personajele mele încearcă să învețe iubirea, nu morala. Și că ca să reușească să depășească iadul în care sunt, în minciuna în care se află, au nevoie mai întâi să treacă prin ea. La fiecare lansare, această carte se lansează în 40 de orașe. În timp de 40 de zile. Am început pe 1 martie și terminăm pe 9 aprilie. Și în fiecare oraș, de când am început, am încercat să spun cam același lucru, respectiv că povestea dintre Floarea Soarelui și Smeul Albastru se regăsește la un moment dat în viața fiecăruia dintre noi. Este necesară și este vitală atâta timp cât avem nevoie să o depășim și să nu rămânem în ea. 39 de zile din cele 40 se întâmplă în minciună, se întâmplă în urât, între oamenii care nu-și asumă ceea ce trăiesc, între oamenii cărora le este frică să-și accepte urâtul din ei. Există o singură zi, cea de-a 40-a, ziua răscrucii, când au de decis încotro, dacă rămân în ceea ce sunt sau dacă se depășesc și se duc în altă direcție. La un moment dat cineva m-a întrebat într-un oraș dacă ar fi să folosesc un cuvânt pentru romanul 40 de zile, ce cuvânt aș folosi. Și am zis, dacă ar fi un substantiv, aș folosi ușă. Metafora ușii mi se pare cea mai apropiată definiție pentru 40 de zile. Romanul meu e pe post de ușă. Vă deschide o ușă în suflet și depinde de voi dacă vreți să rămâneți în ceea ce sunteți acum sau dacă vreți să depășiți ceea ce sunteți acum. Iar dacă ar fi să folosesc un verb, și asta mi-a venit în minte ieri, aș folosi verbul îndrăznește. Pentru că ceea ce cred eu că este obstacolul major care ne oprește să începem drumul spre frumos, este frica, lipsa curajului. Este o carte pe scurt despre iubire. Nu o să vreau să-mi dezvolt monologul și să folosesc timpul doar pentru mine, o să vreau să deschidem un dialog, așa că considerați că am așezat trambulina pentru a începe discuția și o să vă rog să începeți să puneți întrebări. Mă bucur tare mult, o să mai spun două vorbe, mă bucur tare mult că în sală sunt adolescenți, mulți, pentru că prima mea carte a început la
a fost publicată la 16 ani. Am început să scriu la 14 și ce fac eu acum, genul acesta de întâlnire pe care l-am provocat, l-am trăit și eu la rândul meu când eram de vârsta lor. Și întâlnirile majore pe care le-am avut la 14 ani, la 15 ani, cu trei personalități din lumea literară, au stat la baza carierei mele literare. Respectiv criticul George Pruteanu, actorul Florian Pitiș și editorul Radu Gețeposu. Cred că e foarte important din punctul acesta de vedere ce se întâmplă astăzi, pentru că eu cred tare că viața este suma întâlnirilor pe care le avem. Și cred că momentele majore de răsturnare existențială din viața fiecăruia, atunci când nu se întâmplă din introspecție, din interior, se întâmplă din exterior și vin de la persoane care de care ai nevoie în momentul respectiv al vieții tale. 40 de zile nu este o constrângere. Dacă ceva de test pe lumea asta este constrângerea, eu cred că omul există în libertate și în libertatea de a decide. Cum cred că nimănui nu-i poți impune să se ducă într-o direcție existențială sau în cealaltă direcție. Dar cred că uman, și nu zic creștinește, zic uman, suntem datori să le povestim celorlalți, care poate știu sau nu știu, dar cel puțin să le povestim celorlalți, dacă am aflat, despre drumul spre frumos. Mi s-ar părea un act maxim de egoism să fim pe drumul curățeniei, să fim pe drumul sincerității, al frumosului, al adevărului, al iubirii și să nu încercăm să le povestim celorlalți că există și că se poate. 40 de zile despre asta este. Eu de profesie, profesia mea de bază este regizor de teatru. Am terminat două facultăți de teatru, n-am terminat filologie sau filosofie sau alt domeniu în sensul literaturii. Însă am început cu literatura în momentul în care frecventam cenacluri literare la 14 ani, citeam în cenaclurile respective și oamenii pe care i-am cunoscut atunci și pe care i-am amintit mai devreme au văzut în mine mai mult decât am fost eu capabilă să văd. Scopul meu la vârsta respectivă n-a fost să public. Abia la a șaptea carte am avut prima inițiativă individuală, personală, de a mă duce eu către o editură și de a-i propune manuscrisul. Aveam 6 cărți publicate și nu mă interesa aspectul acesta. Pentru mine scopul meu era să citesc în cenacluri, să mă întâlnesc cu colegii de generație, să stăm până dimineața, să facem nopți albe și să încercăm să viețuim